Potrivit unui comunicat al Agenției Municipale de Ocupare a Forței de Muncă București, absolvenții instituțiilor de învățământ în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj, care anul acesta este în valoare de 500 de lei. Condiția este ca tinerii să se înregistreze la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, din raza căreia își au domiciliul, în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Indemnizația de șomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioada în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării, constând în informare și consiliere profesională, medierea muncii și formare profesională. Actele necesare pentru înregistrarea absolventului la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă sunt actul de identitate în original și copie, actul de studii și de calificare sau adeverință din care se rezultă data absolvirii, în original și copie, adeverința medicală din care se rezultă că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă, oricare eventuale restricții medicale.